Tatiana Ticăcencu. Azi e sărbătoarea Cuvântului Maicii Domnului, sunt starosta din Bogdan Octoveche și felicit pe Tesco și o sărbătoare frumoasă. Măicuța noastră să ne apere și să aibă grijă de noi și noi de dânsa. O zi bună și sănătate la toți! A, și văd că și bucate sunt pe Da, am făcut bucate, sarmale, pește, patlăjic, ăsta, plăcinte, tot este, tot e gustos, tot e de casă. Și v-ați gândit să fie tot componenta într-o farfurioară de unic folosință, că azi așa e cerința, da? Da, 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 cum se cere și să facem, tot e la lege, tot e proaspăt, fie sănătoși. Sănătate și mulți ani pentru locuitorii satului Bogdanovca Veche și pentru dumneavoastră. Ce vă doriți? Sănătate și să scăpăm de COVID-ul, să fie toată lumea sănătoasă și să avem grijă unul de altul. Și toate măicuțele să aibă răbdare, toate să aibă răbdare și să întâlnim copiii să în loc. La Bogdanovca. Foarte bine, foarte frumos, foarte primitor, ne-au primit foarte bine. Mulțumim, Domnul să le ajute și să facă și mai departe așa cum a făcut anul ăsta. Da, cei de la Bogdanovca vin de hram la Cimișlia de Sfânta Marie. Vin și ei la noi și noi la dânșii și suntem într-o primărie, da, într-o primărie suntem și de atâta și comunicăm cu dânșii. E o zi frumoasă astăzi. Foarte frumoasă și binecuvântată de Domnul. Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți ce semnificație are ziua de astăzi pentru dumneavoastră, pentru săteni și pentru toți credincioșii. Mă numesc Părintele Valentin de la Bogdanovca, azi este hramul bisericii, este hramul satului. Semnificația cea mai mare este bucurie din suflet, pentru că noi, în primul rând, mulțumim buneilor, străbuneilor care au luat așa decizie cândva, când în 1903 au început a construi această biserică, de a lua pe Maica Domnului mijlocitoare. Din sărbătoarea de astăzi, pentru noi ce e important? Că Maica Domnului este acoperitoare atât cât la o familie, la un om care se roagă, pentru că în toată ziua se înalță la Dumnezeu, la Maica Domnului rugăciuni, care omul este neputinț, care este bolnav, care cineva poate a căzut într-o altă care va greutăți. Dar Maica Domnului, din această sărbătoare, noi vedem că este acoperitoare, poate fi și la un oraș întreg, și la un sat. Pentru că anume ce s-a întâmplat atunci când creștinii erau în Sfântă Biserică și se rugau, în timpul când se vărșa vicernia sau privegherea de seară, au văzut-o pe Maica Domnului cu cinstitul ei acoperiment, cum i-a acoperea pe toți oamenii. Și așa chiar și în canonul, când se citea acolo, Maica Domnului tot timpul apărne locul nostru, apărne iecte cum noi suntem, satul nostru. Și așa cereu tot timpul, asta era în Constantinopol în secolul X, și Maica Domnului tot timpul, pentru noi avem foarte multe sărbători, avem foarte multe locuri unde s-a proslăvit anume sau careva icoane Maicii Domnului, pentru că toate icoanele și toate locurile s-au proslăvit, dar totuși Maica Domnului este cea care acoperă pe oameni. Părinte, ați avut astăzi și colegi, preoți, oaspeți, noriași din Cimișlia, ați fost și dumneavoastră la hram și ați promis că o să vină și ei. Cum s-a desfășurat? Da, a fost Părintele Nicolae de la Cimișle, Părintele Andrei de la Basarabiască, Părintele Arhimandrit Filaret de la Sfânta Mănăstirii, Părintele de la Topală, Părintele și la dâns tot este hramul, este Sfânta Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei. Ce este important pentru noi atunci când ne adunăm? Noi ne adunăm toți într-un cuget și atunci și rugăciunea că spun Sfinții Părinți că atunci când într-o cameră noi aprindem o lumânare, este o căldură, este un foc, este o lumină. Dar dacă se aprind 5, dacă se aprind 10 lumânări și atunci toți cer de la Dumnezeu milă, Doamne, miluiește-ne, atunci căldura este mai mare și rugăciunea este mai înaltă. Și de atâta și noi ne adunăm pentru că suntem frați într-un Hristos și ne adunăm ca cu mai mari o sârdi, pentru că este o zi deosebită, ca să ne rugăm ca să avem acoperimentul Maicii Domnului. Părinte, la Bogdanovca, la Bogdanovca. Bogdanovca Veche, cel mai bun părinte avem. Stimați-l, unde îl vedeți, stimați-l, e cel mai bun, noi îl stimim. Сенатор. Ну давай, скажите, представьтесь. Я Давидов Иван Васильевич, села Старая Богдановка, которая сегодня праздник большой, храм нашего села и церковь нашей Святой Богородицы, покров Святой Богородицы. Я хочу поздравить всех сельчан наших Старой Богдановки и Новой Богдановки с праздником этим святым. Дай Бог всем здоровья. Самое главное – здоровье и успехов в нашей жизни. Благодарю вас. Спасибо.